Ora 18, bună seara, sunt Gabriela Mihai, începem jurnalul cu informația momentului. Panica se instalează tot mai mult în localitățile din Delta, de la granița cu Ucraina. Alte fragmente dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă au fost descoperite în localitatea Plauru din județul Tulcea. Zona a fost securizată de militari, iar elementele descoperite vor fi expertizate. Imediat după descoperirea făcută de militari, președintele României, Klaus Iohannis, a avut o discuție cu Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Discutăm acum cu generalul Constantin Spânu, director de comunicare în cadrul Ministerului Apărării Naționale, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule general! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă rog să ne spuneți ce s-a descoperit astăzi în acea zonă, cum s-a făcut această descoperire mai exact. Informațiile au fost transmise de către autoritățile locale prin comenduirea garnizoanei Tulcea cu privire la posibila existența unor elemente ce sugerau fragmente de drone într-o zonă situată la aproximativ 2,5 km sud-est de localitatea Plauru. Echipele de militari care sunt dislocate în zonă pentru misiuni de cercetare au descoperit într-adevăr în această zonă fragmente dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă. Așa cum spunea și dumneavoastră, zona a fost securizată de militari, iar expertiza tehnică urmează a fi făcută pe elementele care au fost, pe probele care au fost ridicate de la fața locului. Este foarte important să precizez și vă mulțumesc că mi oferiți această posibilitate. Forțele Ministerului Apărării Naționale vor rămâne în continuare în alertă și vom continua cercetările în zonele aflate în proximitatea atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainiene. Atacuri cărora trebuie să le spunem pe nume sunt crime de război. Orice lovitură împotriva infrastructurii civile, împotriva zonelor locuite de civili, sunt în gravă contradicție cu regulile dreptului internațional umanitar. De asemenea, la fel de important, mi se pare să precizez că Ministerul Apărării Naționale, așa cum a făcut întotdeauna, rămâne în contact permanent cu structurile aliate care sunt informate în timp real cu privire la aceste situații. Domnule Spânu, sunt indicii referitoare la aceste fragmente de când ar fi în acea zonă de câteva zile, de azi noapte? Așa cum precizam și în urma descoperirii primelor fragmente de drone în cursul serii de marți, doar expertizele tehnice vor putea să ne ofere informații care să ne lămurească atât cu privire la proveniența acestor fragmente și sper și când au ajuns ele pe malul românesc al Dunării. Cert este că cele de astăzi, așa cum am și precizat, parcă fac parte dintr-o dronă similară cu cele folosite de armata rusă. Am văzut că astăzi a avut loc o discuție între președintele României Klaus Iohannis și secretarul general al NATO. Ieri au avut loc discuții între Antony Blinken și Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Luminița Odobescu. V-aș întreba dacă în aceste momente există avioane F-16 care survolează zona sau se face acest lucru într-un mod mai alert decât până acum. Au fost contacte și pe linie militară. Noi am emis două comunicate, unul la seară, unul în cursul acestei dimineți. Șeful apărării, general Petrescu, a avut discuții cu comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Cavoli, și cu omologul ucrainean. Cu privire la avioanele F-16, vreau să vă spun că ele sunt alertate și ridicate pentru misiunile de poliție aeriană ori de câte ori lucrul acesta se impune în timpul cel mai scurt. De fiecare dată când sunt executate aceste atacuri lașe de către Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainiene, noi suntem la monitorizare, avem avioane F-16 în aer, de fiecare dată am făcut-o și cu siguranță de fiecare dată vom fi în măsură să executăm aceste misiuni. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție telefonică.